Trăiesc într-o lume paralelă, în care sunetele nu sunt auzite nici măcar în vis. O lume în care cuvântul mama este citit pe buze. Vorbim despre copiii diagnosticați cu deficiențe de auz și vorbire din țara noastră. Cate din pe pulare, prumoate, prumete, până cu luna de ascunte soarele în nori. Așa e toamna nătătitea auna. Camelia este elevă în clasa a doua la gimnaziul din satul Negurini, raionul Telenești. Fetița suferă de hipoacuzie, dar grație aparatelor auditive poate auzi lumea din jur și a învățat să vorbească, măcar pe silabe. Cu aceeași problemă de sănătate au fost diagnosticați și doi frați mai mici ai ei, inclusiv părinții. Noi suntem cinci, am familiarița, sfat pentru copiii trei. Trebuie să-ți învățăm, înțelegem, spunem aparat, să ascultăm, speream, vorbim, să înțelegem, vreau să fie bine copii, să mă merg și la școală. Doi restul copiii frați, la ginista. David, cel mai mic dintre copii, aude rău chiar și cu ajutorul aparatului auditiv, așa că a învățat limbajul gesturilor. Cheltuielile de întreținere a aparatelor pe care le au membrii acestei familii sunt destul de mari. Rezina costă 1.500 de lei, dar 2.000 de lei. Eu am luat cu Camela și cu Cristianu, am două. De mai bine de 14 ani, Vasile Țurcan din satul Băneștii Noi o crește de unul singur pe Elena, o fetiță hipoacuză. Mama copilei a decedat la naștere. Primele semne ale bolii au fost observate când fetița împlinise un an, iar când aceasta a împlinit 3 ani, a plecat în Rusia, unde i-a fost implantat un dispozitiv cohlear la o ureche, iar în cealaltă poartă un aparat auditiv. Implantul, parcă, spărniș. Pior, uchicat implantul jos, l-am pierdut, l-o calcat mașina și l-am găsit și am era stricat. Operația nu mi-a costat nici statul făcut în Rusia, în Surgut. Nu ați încercat să reveniți în Surgut ca să-i puneți din nou acel aparat? Am fost și o 2 ani zile în urmă și m-au trimis, mi-au dat niște hârtii să mă duc la Moscova. Și n-am putut să mă duc, am venit acasă, am crezut ca să mă duc și apoi s-a început războiul și unde să mă duc. O călătorie în doi la Moscova îl va costa pe Vasile cel puțin 2.000 de euro, bani pe care familia nu îi are. Mai nou și aparatul auditiv s-a stricat, iar Elena a fost lipsită de orice contact auditiv cu această lume. Discurc tare că eu. Nu, că clasa 8-a și încă nu știa citia număra. Asociația obștească Audiviz l-a asigurat pe Vasile că îi va oferi resurse pentru a-i repara copilului aparatul auditiv. Cea de-a treia familie vizitată de echipa AO Audiviz este a lui Mihai Spălatu, un băiețel de 14 ani din satul Ghiliceni, al cărui diagnostic a fost cu greu acceptat de instituțiile de resort din raion, deși mama copilului a bătut la ușile acestora timp de 7 ani. Diagnoza lui corectă nu ne s-a mai spus nici în ziua de azi. Da, foarte greu, foarte multe drumuri am umblat, i s-au făcut operații, i s-au scos glandele, că au zis că de la glande nu aude. Foarte mulți bani s-au dat. Natalia spune că pensia de dizabilitate în valoare de 1.500 de lei nu acoperă necesitățile lunare ale lui Mihai. Suportul oferit de organizația Audiviz este unul esențial și o va scuti de griji câteva luni, menționează aceasta. Foarte important. Vă mulțumesc foarte mult. Nici nu am cuvinte, am foarte mari emoții. Președinta Asociației Audiviz, Angela Moiseva, spune că prin intermediul proiectului Program de Sprijin Familial, de la egal la egal, au reușit să fie alături de mai multe familii în care sunt copii diagnosticați cu deficiență de auz și vorbire din 4 raioane. Am procurat pentru aceste familii mai multe consumabile pentru a întreține aparatele auditive. În primul rând, baterii,
2 tester pentru verificarea bateriilor, dacă ele sunt funcționale. Am mai cumpărat și niște pompițe care curăță tubușorul aparatelor auditive, care iarăși ele să funcționeze corect. În total, în cadrul proiectului au fost implicați aproximativ 25 de copii. Pentru unii minori au fost alocate resurse financiare pentru reparația aparatelor auditive.